Salutare dragilor, aici Vane de la Orca Revolution, Miorițe numărul 42 din Pantelimon, ceea ce vă doresc și vouă, ca să zic așa, vă aștept la sală. Scurt și la obiect, majoritatea dintre voi când veniți prima dată la sală, dar chiar și cei avansați, își doresc să facă tracțiuni. Eu sunt un exercițiu destul de complex, destul de greu, un exercițiu de greutate corporală, prin care implică fie cu ajutorul bicepsului să faci o tracțiune, fie cu ajutorul marmului dorsal. Asta înseamnă că vrei să faci fie treaba asta, da? Fie treaba asta, da? Bun, este un exercițiu foarte greu, un exercițiu care implică, e un exercițiu de forță. Ideal ar fi să începi la aparatul de helcometru, da? Majoritatea știm că putem lucra la helcometru același lucru. Un minut, vă rog. Ce putem face aici? Da, nu zic că nu este bun, nu e bună treaba asta cu helcometru. Eu zic doar că te ajuți foarte mult de partea de scripeți. Fiecare helcometru vine cu 1, 2, 3 și așa mai departe scripeți. Sunt mulți în sală, și să vedeți, sunt mulți în sală care trag la helcometru cu, nu știu, 120 de kilograme, în ideea în care ei au, nu știu, 70. Dar când îi pui să facă o tracțiune cu greutate corporală, duc undeva la 4-5 repetări. Ceea ce nu e rău, dar nu este nici bine, ca să zic așa, că degeaba te bucur că te ajut să faci, nu știu ce, să tragi nu știu ce greutate la un aparat asistat de scripeți, când tu cu greutatea ta până nu prea faci treaba. Nu vă mai amețesc, nu vă mai plictisesc. Fiți atenți! Avem mai multe variante. Eu recomand pasa cu bara, modelul meu, ce am eu aici, cadrul semetalic, dar se poate face și la un Smith Machine, se poate face și la un aparat din acela de squat pentru picioare în care se fixez bara mai sus. Avem varianta pentru spate, începător, da? La primul antrenament pe care poți să-l faci. Venim cu picioarele un pic mai în față, ne lăsăm centru de greutate cât mai jos, da? Priză depărtată și trage, da? Vreau să trag de mâini, de picioare, doar mă asist ca și echilibru, da? 1, 2, vreau să ajung cumva cu bărbia un pic peste bară, da? 3, 4, 5. Asta ar fi varianta pentru spate, avem și varianta pentru biceps, care este cumva, da? Tragem de brațe, vreau să întind când ajung sus, vreau să am tensiune cât mai mare, atât articulația codului, cât și articulația omului, cât mai întinsă, da? Și asta e prima variantă, 12 repetări, 3-4 serii, depinde de nivelul tău de avansat sau începător în sală. După ce ai făcut treaba asta și vrei să complici un pic situația pentru că o să pară foarte ușoară lucrurile astea, poți să faci altă variantă. Fii atent. Tragi și rămâi undeva aici în tensiune 10 secunde, da? Ideal e să nu te ajungi foarte mult de picioare. Picioarele au decât rol stabilizator, rol de echilibru, da? Și ai dus. Hop. Undeva bara să fie la nivelul frunții, da? Și treaba asta o faci 10 secunde, o repetare, 10 secunde, o repetare de 9, 10 ori, 12 ori, depinde de câte repetări vrei tu să faci. Același lucru faci și pentru partea de bicep, la fel, rămâi aici în izometrie, vreau să simți tensiunea musculară în mușchiul pe care îl ataci. Fie mare pe dorsal, fie bicep. După ce faci trecușoara asta de 3-4-5 ori, vorbesc ca și exerciții, și simți că deja ești un pic singur pe tine, poți să treci la partea de bandă elastică. În unele sări există și un aparat de tracțiune asistat, asistate, da? Dar dacă nu ai și
dacă mă întreb pe mine, mai bine ar fi să încerci să folosești treaba asta cu banda elastică? O să-i recomand fie să găsești în sală așa ceva, fie ți le iei tu. Le găsești la Jim Beam, le găsești pe Alibaba sau ce se mai vinde prin China. Prin China le găsești în Decathlon, le găsești absolut peste tot, da? Ne lăsăm greutatea, punem un picior, ai grijă să nu dai în față, lași greutatea și tragi. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, la fel, cu banda elastică, soției secțiunea în funcție de nivelul tău și de forța ta. Sunt benzi care îți asigură tensiunea mai mare, sunt benzi care îți asigură tensiunea mai mică. După ce ai trecut și de nivelul ăsta și simți tu că poți, te apuci de tracțiunile normale. Încearcă-le și tu. Sper că pe voi v-a ajutat treaba asta. Eu țin foarte mult la antrenamentele cu greutate corporală, cel puțin la început, cel puțin pentru începători, cel puțin pentru cei de 14 ani, 18-19, unde articulația nu este atât de bine dezvoltată, nu este atât de bine pus la punct, deși voi forță aveți. Numai că țineți cont întotdeauna de exemplu ăsta, motor de Mustang pe Dacia. Putere mare, dar articulația slăbuță, la prima frână, la prima mișcare greșită, s-ar putea să îți iasă prin capotă. Același lucru se întâmplă și cu sala. Încercați să vă concentrați mult parte pe antrenamente cu greutate corporală, cel puțin la început, antrenamente cu bandă elastică, cel puțin la început, și după aceea aveți timp să vă duceți și pe partea de aparate. Nu mai vorbesc că, uite, exemplu cel mai bun este la biceps. Greutatea ta, să zic, este de 60 de kilograme, da? M-am lovit în cote. De 60 de kilograme, da? A mea e de 77. Da? Un exercițiu de forță, un exercițiu în care ți intră două articulații, este adevărat, fiind un exercițiu de forță, un exercițiu de două articulații. Foarte greu vei face același lucru, e adevărat, pe izolat, pentru că când faci cu bara, intră mai mult bicepsul pe izolat, da? Ai o singură articulație, articulația cotului, dar foarte greu vei face chiar și curat să bagi flexie braț cu antebraț cu 7 kg. Deci gândiți, antrenați-vă calculat, antrenați-vă inteligent, în așa fel încât să nu vă accidentați pentru a nu întrerupe, pentru a evolua pe viitor. Cam asta a fost, nu știu dacă v-a plăcut sau nu, dacă v-a plăcut, lăsați-mi un coment, dacă nu v-a plăcut, lăsați-mi un coment, încercăm să nu fim foarte hateri. Mă găsiți pe toate rețelele de socializare, eu vă aștept la Workout Revolution, Miorița numărul 42 în Pantelimon, unde dacă mai aveți întrebări, dacă mai aveți sfaturi, dacă vreți să ne antrenăm împreună și timpul îmi permite, o facem. Vă mulțumesc frumos, ne vedem în următorul clip. Pa!